A fost căldură mare astăzi la Slatina. Apa și locurile umbrite au fost la mare căutare, la fel și punctele de prim ajutor amplasate în zonele aglomerate din oraș. Județul Olt se află astăzi sub atenționare cod portocaliu de caniculă. Sunt preconizate temperaturi care pot ajunge până la 39 de grade. La nivelul județului sunt organizate 20 de puncte de acordare a apei potabile și primului ajutor medical. Acestea sunt organizate în municipii și orașe. Primăria Slatina a amplasat în oraș 5 puncte de prim ajutor, unde cetățenii pot să bea un pahar cu apă rece și să stea câteva minute la umbră. Acestea funcționează în zonele Fântâna Speranței, piețele Zahana și Steaua, Poliția Rutieră și Colegiul Tehnic Ion Mincu. Deoarece căldura este foarte mare, vin, iau un pahar de apă, sunt foarte mulțumiți. Noi suntem de la Protecție și Asistență Socială și dânșii au considerat că este nevoie de apă în această perioadă. Paramedicii SMURD recomandă cetățenilor să evite pe cât posibil deplasările în intervalul 11-18. Dacă acest lucru nu e posibil, ar fi bine să țină măcar cont de câteva reguli elementare. Dacă deplasările sunt necesare, se recomandă purtarea de haine cât mai lejere și de preferat de culori deschise și perioada de deplasare să alterneze cu perioade de pauză, de preferat în locuri cu climatizare. De asemenea, în această perioadă este foarte importantă o hidratare corespunzătoare. Contrar sfaturilor oferite de specialiști, unii slătineni au mers la cumpărături la orele amiezii. Cu sau fără pălării de soare și îmbrăcați cât mai lejer, unii au spus că suportă cu greu căldura, în timp ce alții nu își fac griji. Este trecut de ora 12, iar aerul a devenit irespirabil. Deși medicii spun că este bine ca în acest interval să nu ne expunem la soare, slătinenii sunt încă pe stradă. Spun că au ieșit la cumpărături să rezolve unele probleme sau pur și simplu să se plimbe. Bună ziua, doamnă! Cum suportați căldura? Foarte rău. Foarte rău. Unde ați plecat acum? Este destul de târziu. Suntem de la țară. Am fost la cumpărături și mergem înapoi. Unde mergeți? La Găneasa. Cum suportați căldura? Excelent. Am lucrat la electrolit de 30 de ani și nu mi-e frică de căldură. Deci îți dai seama că organismul e foarte, foarte adaptat la mediul ăsta. Pe timpul ăsta căldurile este așa mari, e foarte greu. Dar asta e situația. Medicii recomandă să nu ieșim din casă între 11-18. Așa e, știu. Unde ați plecat? La cumpărături, la piață. Nu ați putut face de dimineață? Nu, n-am putut. Am avut alte probleme de rezolvat de dimineață. Astăzi, în județele Dolj, Olt, Telorman, Giurgiu, Călăraș, Ialomița și Ilfov, inclusiv municipiul București, s-au atins maxime termice de 38-39 de grade, iar izolat aceste valori au fost depășite. De mâine, temperaturile vor reveni la media normală pentru această perioadă.